stimați telespectatori, sunt bucuros să vă salut. Numele meu este Daniel Nemes din Biserica Philadelphia Petroșan. Apreciem interesul dumneavoastră de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și noi, prin intermediul acestei misiuni creștine, numită Mesaj pentru Suflet, dorim ca împreună cu dumneavoastră să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pe Dumnezeul Creator, pe Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, pe Duhul Sfânt Mângâietorul. Rămâneți cu noi pentru a urmări mesajul care urmează. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Sfinte bucurii,
aminti de pe calea Domnului Iisus. Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Amin! Pensia care vi s-a tăiat, vă clintiți de pe calea Domnului? Nu? Foametea care ați avut-o, așa ați dus-o ani de zile, vă clintiți de pe calea Domnului? Nu? S-a îngrijit Domnul, slăvit să fie Domnul. Dar creșterea TVA-ului, vă clintiți de pe calea Domnului? Bolile, necazurile? Nu? Ceea ce ne clintește de pe calea Domnului îi o inimă rea și necredincioasă. Dacă suntem răi și avem inimă rea și necredincioasă, asta ne duce de pe calea Domnului. Dacă slujim pe Domnul, nici pensia, nici TVA-ul, nici guvernul, nici jandarmii, nici miliția, nici poliția, nici rușii, nici nemții, nu ne clintește de pe calea Domnului. Că noi avem un țel, țelul nostru să ajungem la Iisus, amin? Și apoi dacă vom ajunge la Iisus, o veșnicie. Aici pe pământ spunea cineva, să merită să slujești pe Dumnezeu și în cote și în genunchi toată viața. Numai în cote și în genunchi să merită viața, compara cu veșnicia. Da, Dumnezeu ne-a dat și sănătate, ne-a dat și ce să avem ce să mâncăm, ne-a dat familii, copii de care să ne bucurăm. Și ne bucurăm și aici, dar ne bucurăm și acolo sus, slăvit să fie Domnul. Să-L urmăm pe Domnul din toată inima. Aleluia! Aș privi din zori în zori toate băile cu flori. Aș privi și-aș strânge-n piept tot ce valic și înțelept. Tot noi anul iarnă grea, troienind cărarea mea, lângă Domnul am și atunci tot ce mai frumos prin luci. Tot noi anul va privi, nu voi mai vedea atunci nici cărări, nici văi, nici lungi. Nici noi anul zorilor, nici focul ușorilor.
Ne ajute Domnul toți să vedem fața Lui. Amin? Amin. Amin. Ceea ce noi vrem să facem acum când cântăm aceste cântece vechi cu frații aceștia care au luptat pentru credință și au suferit pentru credință este să facem ceea ce Isaac a făcut odinioară. Spune Biblia că Isaac, când s-a întors în țară, a săpat din nou fântânile pe care tatăl său Avram le-a săpat. A vrut să-și adapte din nou familia și turma. Ceea ce noi vrem să facem este să mergem înapoi în istorie, să mergem la acel izvor viu care a fost o mânghiere pentru părinții noștri, pentru bunicii noștri. Ei s-au mânghiat cu aceste cântări. Mai mult decât atât, spune Cuvântul lui Dumnezeu că noi și în ceruri vom cânta. Vom cânta o cântare nouă. În Apocalipsa spune că îngerii și cei din cerul nu știu cântarea aceea nouă. Dragul meu, cântarea aia nouă o învățăm aici pe pământ, în Valea Umbrei Morții, în Valea Plângerii. Învață cântarea aceasta, este o cântare de biruință, o cântare de victorie, o cântare născută în necaz, în suferință, în prigoană, în transpirație, o cântare născută probabil în strămoșii noștri, în bunicii noștri și chiar în vremea noastră. Așa că vă îndemnăm, cei care ne ascultați, să cântați cu noi și să-L binecuvântați pe Domnul toată viața.
Haideți acum să ne mai cânte, fratele, strofa, corul, împreună cu dumneavoastră. Ia să vedem un pic cum s-aude. Vă trebuie gama sau e ok? Nu, n-aveți nevoie de gama. Stimați prieteni, bine v-am regăsit! O nouă zi să fim împreună, să ne apropiem de Evanghelia lui Dumnezeu, de Biblie, de cartea pe care El ne-a trimis-o și să înțelegem care este voia Lui pentru noi. Dumnezeu este Tatăl nostru. El ne-a făcut și ai Lui suntem. Astăzi aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră una dintre întrebările pe care Mântuitorul Iisus Hristos, când a fost pe pământ, în trup, le-a pus ucenicilor Săi aflați într-o situație de criză. Erau împreună într-o corabie și traverseau Marea Galilei sau, altfel numită, Lacul Tiberiadei. În Matei, în capitolul 8, versetul 26, ne spune Scriptura că în timp ce ei traversau marea, s-a stârnit pe mare o furtună foarte puternică, atât de puternică încât corabia era gata să se scufunde. Ucenicii, deși cei mai mulți dintre ei erau pescari de meserie, care au lucrat zeci de ani în condițiile acestea, s-au speriat foarte tare, aceasta demonstrând intensitatea furtunii, și au început să strige: Doamne, nu-ți pasă că pierim? Iisus era cu ei în corabie și Biblia ne spune că se odihnea, dormea. Iisus s-a ridicat și le-a pus o întrebare: de ce vă temeți? Și eu și dumneavoastră, trecând pe scena vieții între naștere și moarte, ne temem de multe ori. Ne temem de o grămadă de lucruri. Și uneori, când ajungem să avem experiența aceasta a fricii, a temerii, cuvintele pe care le-a rostit Iisus către ucenici parcă au altă relevanță pentru noi. De ce vă temeți? Aș vrea să vorbesc astăzi despre întrebarea Lui și, de fapt, despre teamă. Frica sau teama este o reacție normală în anumite situații de criză, fiind manifestarea instinctului de conservare. Frica poate fi de două feluri, protectoare sau paralizantă. Nenorocirea este că inima omului, coruptă prin neascultare, nu se teme de ceea ce ar trebui să se teamă și este înspăimântată, este speriată de ceea ce nu ar trebui să fie speriată. Frica stimulează glanda hipotalamus, care la rândul ei stimulează adrenalina, și aceasta, intrând în sânge, mărește viteza de reacție și rezistența la efort, oferindu-i omului aflat în pericol resurse mari și capacități mai mari decât cele obișnuite să iasă din criză. Există însă și o frică nesănătoasă, nejustificată, care îmbolnăvește, care paralizează, care controlează viața omului, deformându-i percepțiile, discernământul, deciziile și acțiunile. Frica este ușor de înțeles că e diferit percepută de la bărbați la femei, de la tineri la bătrâni, de la sănătoși la bolnavi, de la săraci la bogați și așa mai departe. Din punct de vedere biblic, frica, teama sunt prezentate diferite din punct de vedere biblic în comparație cu perspectiva psihologică. Spre exemplu, uitându-ne în Scriptură, aș vrea să observăm care sunt câteva lucruri care, în general, îi sperie pe oameni, de care oamenilor, în general, le este frică. Unul dintre ele este respingerea. Respingerea conduce la izolare și ne afectează negativ relațiile și felul în care îi percepem pe cei din jurul nostru. Când o persoană se simte respinsă, se închide în ea însăși, se retrage și începe să-și creeze păreri foarte greșite despre oamenii din jur. I se pare că este vitregită de atenția celorlalți, de respectul celorlalți, și lucrul acesta o face să se simtă din ce în ce mai respinsă, adâncindu-se într-o criză de inferioritate. Eșecul poate fi un alt lucru de care oamenilor în general le este frică.
Eșecul poate conduce la complexul de inferioritate și afectează în mod profund personalitatea, motivațiile și scopurile vieții. Atunci când un om eșuează, lui intră în minte că nu are capacitate, nu are resursele necesare, nu-i suficient de inteligent, nu-i suficient de priceput și lucrul acesta pune stăpânire pe el. Va avea mari probleme să îndrăznească să o ia de la capăt, să înceapă un lucru nou, va fi marcat de această experiență în mod negativ și mereu se va privi pe sine ca pe o persoană care nu este în stare. Valoarea de sine va scădea foarte mult și îi se va micșora curajul, motivația, îndrăzneala. Lucrul acesta nu este altceva decât o manifestare a fricii. În mod ciudat și succesul este un lucru de care oamenilor le este frică. Evident, nu tuturor oamenilor, dar unora le este frică de succes, nu neapărat de succes în sine, dar poate conduce la frică și nesiguranță din cauza faptului că poate fi luat înapoi. Cineva care a trăit în prima parte a vieții în sărăcie și ajunge bogat sau cineva care ajunge la o anumită performanță, indiferent de ce natură, sportivă, intelectuală, profesională, politică, când ajunge în poziția aceasta, pur și simplu trăiește cu o permanentă frică ca nu cumva să-și piardă această poziție pe care tocmai a primit-o, cu toate privilegiile pe care aceasta o comportă. Iată dar că și succesul poate deveni un motiv pentru care oamenii să aibă teamă. Un alt motiv pentru care oamenii sunt plini de teamă și de frică este dezamăgirea. Acesta este sentimentul de a fi înșelat, de a fi folosit, de a fi manipulat. Sunt multe motive pentru care oamenii se simt dezamăgiți, însă aș vrea să spun că există o dezamăgire a persoanelor sau a lucrurilor, a persoanelor în care te-ai investit și pe care le-ai ajutat. Sunt oameni care se investesc în copiilor, în rudele lor sau în altcineva, oferindu-le atenție, asistându-i, ajutându-i să iasă din anumite situații de criză și la un moment dat, după ce persoana aceasta se restaurează, pur și simplu uită de omul care i-a făcut bine, nu-l salută, nu-i spune un cuvânt respectos de mulțumesc și omul acesta este foarte dezamăgit și se întreabă cum își poate omul acesta permite să uite că eu i-am făcut bine și acum nu mai mă bag în seamă, ba, poate chiar îmi face rău. În felul acesta, pornind de la această experiență, s-a scris maxima aceasta care spune că atunci când ți se face un bine, să-l scrii pe o lespede de piatră și atunci când tu faci un bine, să-l scrii pe nisip ca să-l uiți. În general, noi ținem minte binele pe care îl facem altora, dar uităm destul de ușor binele care ni-l fac alții. Foarte mulți oameni sunt dezamăgiți și poate că cei mai dezamăgiți sunt părinții. Se investesc în copiii lor, se sacrifică foarte mult pentru ei și unii dintre aceștia când ajung adulți pur și simplu își uită părinții, nu-i mai vizitează, nu le mai dă un telefon, nu le mai trimite un buchet de flori, nu-i ajută cu bani, cu medicamente sau cu alte lucruri de care aceștia ar avea nevoie. Și oamenii aceștia, dincolo de problemele lor de sănătate, de bătrânețe, sunt foarte dezamăgiți în sufletele lor că și-au cheltuit tinerețea crescând niște copii care acum au uitat de ei. Asta nu înseamnă că nu numai părinții trăiesc dezamăgirea aceasta. Mai există și dezamăgiri din partea celor în viața cărora ai pus multă speranță, mult ajutor. Felul în care oamenii ajung să fie dezamăgiți este foarte complex. Dar, în general, dezamăgirea este unul dintre lucrurile care produc multă suferință în viața oamenilor și oamenilor le este frică de dezamăgire. Trădarea este un alt motiv care conduce la teamă, la frică. Trădarea este una dintre cele mai dureroase experiențe. Pentru a evita trădarea, mulți oameni fug de prietenie, evită să se îndrăgostească, rămânând singuri și timizi. De ce? Tocmai pentru că le este teamă de o potențială trădare. Și pentru ca să nu experimenteze această durere teribilă a trădării, oamenii nu se leagă afectiv, emoțional de nimeni, asumându-și riscul unei vieți solitare. Pentru a evita trădarea aceasta, ei plătesc un preț foarte mare. Alții trăiesc frustrați și plini de ură cu perspectiva greșită a răzbunării, încercând să scape de frustrarea pe care o au. Ura și răzbunarea nu sunt soluții.
Dimpotrivă, orice persoană care se îndrăgostește, orice persoană care intră într-o relație de amiciție, de prietenie, de colegialitate cu cineva, nu poate evita niciodată potențialitatea riscului unei trădări. Singurătatea aș vrea să o prezint ca pe un al șaselea motiv de care oamenilor le este teamă, le este frică. Singurătatea poate conduce la depresie, la anxietate, la boală. Persoanele care au un temperament coleric sau sangvinic nu au probleme și nu sunt predispuse la frica de singurătate. În general, ei sunt oameni foarte sociabili, prietenoși, sunt extrovertiți, vorbesc cu ușurință, se împrietenesc cu ușurință, sunt oameni foarte sociabili și ei nu ajung aproape niciodată să experimenteze acest dureros sentiment al singurătății. Următoarele două tipuri temperamentale, flegmaticii și melancolicii, însă, sunt predispuși să experimenteze singurătatea din cauza faptului că ei sunt persoane introvertite. Ei își calculează mai bine vorbele, au o lume foarte activă în interior, însă se exteriorizează greu, motiv pentru care, vorbind puțin, oamenii se îndepărtează de ei pentru că nu sunt niște buni comunicatori. Asta îi face să fie niște oameni retrași și însingurați. Există și persoane care, pe fondul unei valori de sine prea mici, dezvoltă o dependență exagerată de ceilalți, de cei din jurul lor, și în felul acesta ei se autodefinesc pe sine. Persoanele acestea devin victime ale formatorilor de opinii, pentru că ei nu mai au încredere în propria lor valoare, în propriul lor discernământ, tot timpul caută printre cei din jurul lor oameni care vorbesc tot timpul, care au calitate de lideri în grupul în care sunt, oamenii aceștia care le știu pe toate. Și formatorii aceștia de opinie devin persoanele spre care ei privesc și le permit acestora să îi influențeze foarte mult, chiar și în aspectele personale ale vieții. Sunt foarte mulți soți care ajung să-și piardă încrederea în ei înșiși, care abordează de pe o poziție de inferioritate propria lor existență și ajung să-și dea seama că ei au nevoie de un astfel de formator de opinie de care se alipesc, la care privesc cu respect și ale cărui opinii le împărtășesc fără ca să le examineze. Și se întorc acasă și în viața privată, în viața de familie, în viața personală, ei împărtășesc opiniile acestor formatori de opinie, care uneori s-ar putea să fie foarte greșite, doar pentru faptul că sunt niște colerici sau niște sangvinici care au îndrăzneala și tupeu să-și expună punctul de vedere, să-l pună pe piață, asta nu înseamnă că întotdeauna este corect. Există riscul ca această singurătate să conducă anumite persoane la a se subordona formatorilor acestora de opinie, de la care cumpără întotdeauna punctele lor de vedere și le duc acasă sau în alte aspecte ale vieților personale. Un alt lucru care poate să conducă la teamă, la frustrare, la frică, este boala. Pierderea sănătății este cumplită, dar este o experiență comună tuturor oamenilor, mai frecventă și mai intensă la unii, mai puțin frecventă și intensă la alții. Boala poate fi din diverse motive prezente în viața unui om, din motive genetice, din neatenție, din accident sau din multe alte motive. Există evident boli fizice, boli emoționale, boli psihice și boli spirituale și fiecare dintre acestea trebuie tratate ca atare. Dragi prieteni, până data viitoare, când sper să ne revedem și să continuăm cu a doua parte a acestui subiect despre frică și teamă, oferind soluții din Scriptură, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și mă rog lui să vă dea o săptămână frumoasă. Doamne, mulțumesc că Tu ne-ai atins inimile, să ne grăbim, să alergăm în locul în care David, spre care David spunea: mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Ce har să fie aici. Iată, simțim prezența Domnului. Doamne, atinge acum toate inimile, Doamne. Vindecă Tu toate inimile și pune-ne deoparte pentru Tine. Asta vrea Domnul, de fapt, să ne pună deoparte pentru El. Știe El de ce avem nevoie. N-avem nevoie de altceva. Avem nevoie de pacea Lui. Într-o lume atât de frământată, avem nevoie
de binecuvântarea Lui. Vedeți, avem noi o vorbă și spunem, Domnul să te binecuvânteze. Dar rămâne cu atât. Dacă Domnul nu dă binecuvântare, dar ceea ce binecuvântează Domnul rămâne binecuvântat. Am venit pentru El să primim binecuvântarea. Iată, cântarea spune acum că ne cunoaște Domnul, ne știe Domnul și pentru El am venit, nu pentru altceva. Și de aici nu vom pleca decât binecuvântați. Unul poate are nevoie de pace, altul are nevoie de sănătate, altul are nevoie de ceva, nu știu de ce ai nevoie. De câte ori vin în prezența Lui, într-un mod special îi spun, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. De ce ai nevoie? Spune Domnului și El îți va da. Dar nu uita, cere întâi tendem, Doamne, ai milă de mine, păcătos. Iartă-mă, mântuiește-mă, Doamne. Și Domnul, care cunoaște inimile toate, le va cerceta și ne va binecuvânta în seara aceasta pe toți cu ceea ce i-am cerut în numele Lui. Slăviți să fie numele Domnului. Laudă. Știe Domnul de ce ai nevoie. Știe Domnul că n-ai pace. Iată că își deschide mâna să te binecuvânteze. Dacă ești cuprins de îngrijorare, inima ți-e plină de tristare, amare lacrima e grea povara ta, pe drumuri plângi mereu. Te știe Dumnezeu, nu-i nimeni ca să-ți ia din piept durerea ta, doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Nu-i nimeni ca să-ți ia, nu-i nimeni decât Domnul, din piept durerea ta, doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Doamne, te lăudăm și îți mulțumim că te îngrijești de noi. Aleluia! Dacă ești uitat în astă lume, de durerea ta nu ai cui spune, de n-ai cui să te plângi și inima ți-o frângi, ascultă, dragul meu, există Dumnezeu, să-L chemi tu pe Iisus și îți va fi de ajuns, doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Să-L chemi tu pe Iisus, cheamă-L, și îți va fi de ajuns, doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Cheamă-L în ziua de casă. Încrede-te în Domnul. Cheamă-L cu toată inima. Cu toată inima. Vino acum cu viața ta amară. Vino la Iisus cu a ta povară. Un har nemărginit e Domnul meu iubit și crede, dragul meu. Te iartă Dumnezeu, o vară ți va lua, Iisus te va ierta, doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus, o vară ți va lua, Iisus te va ierta, doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Doar Iisus.
Amin? Amin. A noastră cetate, unde este cetatea noastră? În cer, la Domnul, la Domnul Sfânt, slăvit să fie Domnul! Cu bucurie și vesel.
meșterie. Haide, urcă la Ierusalim, să aduci din roade, să aduci din pârgă ce-a putut mânuța ta să strângă. Dă cu bucurie, ești liberat din Egipt, căci Domnul te-a scăpat. Cu toți de sărbătoarea pentru Domnului și sfânt popor, cu bucurie și veselie. Haide, urcă la Ierusalim, ramuri de finic și copaci scufoși, vino cu copiii tăi frumoși. Și la masa ta adu-l pe cel sărac din Egipt, căci Domnul te-a scăpat. E sărbătoarea corturilor pentru Domnului ce sunt popor, cu bucurie și veselie. Haide, urcă la Ierusalim. Ascultă, Egipt, ascultă, România, de nu vrei să vii la sărbătoare. Am să te lovesc cu a mea urgie, pe pământ să nu mai cadă ploaie. E sărbătoarea corturilor pentru Domnului ce sunt popor, cu bucurie și veselie. Haide, urcă la Ierusalim. Și cum am vorbit prin solul Zaharia, până ziua cea din urmă, eu am să aștept sărbătoare și pe ultima oaie din turmă. Cu toți! E sărbătoarea corturilor pentru Domnului ce sunt popor, cu bucurie și veselie. Haide, urcă la Ierusalim, porunca mea veșnic iar rămâne pentru toți ce vor și mă urmează. Și iudeu și grec, o poruncă una, pentru toți o lege guvernează. E sărbătoarea corturilor pentru Domnul ce sunt popor, cu bucurie și veselie. Haide, urcă la Ierusalim. Auziți, popoare, astăzi veniți toate Domnului ca să ne închinăm. Zi de sărbătoare, zi de bucurie, sărbătoarea Domnului să fie. Glorie Domnului!
să fie Domnul. Amin. Ce minunat e să fii dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Ce minunat e să fii dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Amin, amin.